Bună dimineața, ultima zi în Istanbul. Trebuia să mai stau până mâine, dar nu mai este cazul. Vreau să vă arăt aici unde este această motocicletă. Este și o cameră. Seara, cu lumina aprinsă, eu am văzut cam cum locuiesc oamenii pe aici, într-o zonă foarte, foarte bună, la 50 de metri de malul mării, Marmara. Deci au o singură cameră, sunt soț și soție, undeva pe la 40 de ani, și 3 copii. Soțul când a venit, nu mi-a venit să cred, s-a culcat pe jos, pe gresie. Copiii au stat afară până târziu, la ce să faci în nu știu, 12 metri. Ai 14, 16 metri, o cameră. Deci atâta au, doar o cameră. Ce m-a surprins, nu au mobilă deloc. Bine că ai claxonat. Și găteau la o butelie, da. Găteau la o butelie de aragazin aceea mică de camping cu arzător deasupra, în mijlocul casei. Undeva mai târziu, după ce au mâncat și au fumat, în continuu fumează, soție, copiii încă erau afară, amândoi s-au culcat pe jos. Deci acum îmi explic de ce cred ei că apartamentul care mi l-au oferit mie, contra cost, care are și paturi, are și o masă, are și, nu știu, ce mai avea pe acolo, două scaune, este ceva de lux, ceva de care n-ar trebui să mă plâng. Și dacă le spui că nu este curat, nu o să înțeleagă niciodată. Dimineața, la prima oră, se mătură străzile. Dacă veneam ceva mai devreme, acum este aproape 9. Vă îngrozeați. Nu știu dacă cineva a observat, nu au coșuri de gunoi. Nu există să vină mașina de gunoi, să-ți ia gunoiul cum este la noi, de două ori pe săptămână, o dată pe săptămână, în fine. Ochii roșii lovească doi. Conduc îngrozitor. Și tot gunoiul, pungi, pungulițe, țigări, tot, pungi, tot ce au ei, aruncă numai și numai pe jos. Deci dimineața, dacă mergi pe aici, te înfiori. Eu astăzi vroiam să merg și într-o piață locală. Chiar lângă mine este un bazar, o piață locală, ceva de genul. Să vă arăt atmosfera, cum vociferează ei, cum își strigă marfa, foarte interesant. Și mai interesant, prețurile. Nu vă vine să credeți cât de ieftine sunt toate în Turcia. Un kil de roșii, dar roșii faine. Era undeva la un leu. Ardeiul capia, tot cam un leu. Foarte interesant mi s-au părut cartofii. Cartofii sunt cei mai scumpi, undeva 5-6 lei. Deci cartoful este marfă de lux aici în Turcia. În rest, toate celelalte, extraordinar de ieftine. Ia să vedem dacă găsim aici ceva prețuri. Dar nu prea sunt afișate prețurile. Și aici este o alimentară scumpă, într-o zonă turistică. Deja intrăm în zona hotelurilor, teraselor. Aici chiar suntem în centrul vechi. Deci la piață totul era extraordinar de ieftin. Ca să vă dați seama, un kilogram de piper, 200 de lire. Iar la bazar, uite ce smochine faine. Cred că o să iau și eu la plecare. La bazar era cel mai ieftin, am găsit la 1500, deci de 7-8 ori, dar în medie era 2000, deci de 10 ori mai scump. Totul foarte, foarte ieftin și îmi pare rău că n-a fost deschis târgul lor. Pentru că în weekend este închis, doar în cursul săptămânii. Ia uite, deja găsesc aici restaurante, terase. Vreau să mănânc și eu
o ciorbă sau ceva la micul dejun. Nu aici, în zona turistică. Și restaurantul meu de servesc cu ciorba aia bună. După merg la mașină, plecăm spre casă. Vreau să opresc și în Bulgaria să mănânc undeva. Nu mă grăbesc, mi-e dor de pisicuții mei, dar ne vedem astăzi. Îmi place că turcii iubesc foarte mult pisicile. Sunt mai bine îngrijite decât oamenii, vă spun sincer. Vedeți, aici suntem chiar în cea mai turistică zonă. În 50 de metri este marea. Aici seara este foarte multă lume. Terase cu muzică live. Mâncare. Mâncarea foarte scumpă, la fel. Este de 5 ori mai scumpă față de un restaurant normal, tradițional. Când mă întorc la hotel, o să vă arăt și cum am lăsat pisicuții. Pisicuții sunt foarte bine. O să vă arăt puțin și din cameră de ce m-am plâns eu. O să mă înțelegeți acum, pentru că o să filmez ceva mai de aproape. Hai, ne vedem la restaurant. Cumpăr ceva mâncare la pisicuțe. O să vedeți că le-am luat și două caserole de crembuș ceva mai devreme. Cât costă? Ok. Am cumpărat pentru drum și de la prietenul meu. Am băut aici două sucuri de robie și pentru drum mi-am luat două sticle cu suc de mandarine. O sticlă, acum le-a stors, este 20 de lire, deci 3,70 lei. Cu fresh, dar dulci și gustoase, nu vă spun. Cel mai bun suc care l-am băut vreodată. Și la pisicuța a costat foarte puțin. Am aici, cred că, un kilogram și a costat undeva, stați să fac calculul, vreo 7 lei. Foarte, foarte ieftin. Aici, dacă vedeți, vă puteți face genți cu rele Moncler, Vuitton, Yes, Lagerfeld, emblemele. Iar seara, undeva aici pe jos, în, aici nu tot accesorii. Sunt foarte multe beciuri, uite cum e asta, și muncesc și fac gențile. Toate accesoriile din lume le vedeți aici. Uite, Hermes. Uite, materialele. Astea sunt gențile din Turcia, care sunt cele pe calități. Puteți găsi, să știți, și produse ok, fake-uri, dar unul la unul. Asta am căutat, asta am găsit. Head soup, ciorba din cap de vită. Aoleu, șervețelul. Este senzațională, v-am mai spus, este exact ca ciorba noastră de burtă, dar parcă și mai gustoasă. Ia uite ce deasă este. Cea mai bună ciorbă din Turcia. Asta este. O să pun ceva pulviver. Am și un desert, orez cu lapte. Un ayran. Pâine turcească proaspătă. Dar ce mic dejun. Asta este undeva la 12 lei. Asta este 8 lei. Ayranul 2-3 lei. Cu 25 de lei mănânci aici. Foarte, foarte bine. A fie tot zon. Absolut delicios totul. Ciorba este senzațională. Neapărat să încercați head soup. Orezul este mult mai bun față de ce facem noi, de ce suntem obișnuiți. Este cremos, ca o budincă, puțin gratinat deasupra. Ayranul la fel. Mi-am luat și un ceai să prind putere, să am energie pentru atâta drum. Foarte, foarte bun micul dejun aici.
Uitați cum las eu la pisicuțe, văd că-s plecate acum, dar sunt aici după colț, vin imediat. Au mâncare boabe, au cremvâști, lapte în 3 recipiente, o să le ajungă cu siguranță câteva zile. Asta seamănă cu marcei. Ce față are. Sper să fie bine și să aibă lumea grijă de ele. Acum o să vă arăt câteva imagini și din apartament. Cineva și-a lăsat un papuc acolo, așa că vedeți ce mizerie este după frigider. Frigiderul când pornește face, zici că e centrala atomică de la Chernobyl, e ceva de nedescris. Asta e frigiderul, la interior nu vă mai arăt. Piesa de rezistență este baia. Asta e singurul săpun. Era pe un burete împuțit negru. Apă caldă aici nu este. Cărpa asta este la fel, burdară lăsată aici. Fără oglindă. Uitați ce mizerie este pe aici. Uitați de ce. Capacul nu stă. N-are cum să stea. Asta e WC-ul. Coracul nu stă. Capacul este aici. Câteva piese. Uitați mizerie pe jos. Asta este dușul care nu funcționează. Apă caldă. Hârtie igienică este cumpărată de mine. Nu mi-au dat hârtie igienică și prosoape. Zero. Uitați cum arată o baie în Turcia. Un apartament bine cotat. Canapeaua din living. Așa că se vede. Uite. Uite ce gaură are acolo. Uitați cât este de murdară. Așa că se prinde telefonul. Deci este răpănoasă. Să vezi cum miroase. Da și pe jos. Nu este lumină prea bună, ca să vedeți exact. Pereții la fel nu se vede, sunt împuțiți. Hai să vă arăt și bucătăria, uite, așa cu lumina aprinsă se vede mai bine. Asta este plita. Dulapurile, dacă vedeți ce e înăuntru, vă speriați. Uite hal de oale, cum sunt de răpănoase. Uite ce jegul naibii este aici. Vai dacă cum miroase. Ia uite cum mai e. Mucegai. Bine că nu pot să vă transmit și mirosul. Ia uite aici. Cât de murdare sunt dulapurile, sunt slinoase, pe tot ce pui mâna este slinos. Coșul de gunoi. Uite ce mizerie pe aici. Da, cam astea au fost condițiile din acest apartament. Am oprit la turci să fac fulul. Este ceva mai ieftină benzina, uitați, 38-30. Data trecută era și mai ieftină. Cresc prețurile de la o zi la alta. Este undeva 6 lei și ceva. Data trecută era 5 lei și ceva. Mai am 40 de km până la vamă cu Bulgaristan, așa zic ei,
vreau să intru într-un alimentar să-mi fac și eu ceva cumpărături. Hai să vedem ce prețuri sunt aici în alimentară. Într-un orășel destul de mic. Deci 100 de lire sunt 17 lei. Hai să vedem ce găsim. Pâine. Ceai. Dulceață la Balcan Mare. Poate găsi și eu ceva rahat să cumpăr, dau cadou. Dulciuri. Nu că nu sunt prea multe în această alimentară. Mai este una lângă. Numai dulciuri aici. Hârtie. Ketchup. Dar nimic așa cunoscut de bună calitate. Serve. Ia să vedem cât este o cola. 32. Roșiile 11. V-am zis la târg erau 10. E preț bun și la roșii. Dar în rest ceapa 7,25. Pereș, 29. Oh, roșiile astea 34, scumpe. Vinete o să-mi iau și eu. Hai să vedem ce mai iau aici, dar nu găsesc prea multe. Ouă, 15 ouă, 42. Aici găsesc ceva de mâncare. Sujuc. Cașcaval. Asta e bun. Cacao, asta e fain. Asta e bun. Foi de plăcintă. O să iau și de astea. Ayran. Oh, la bidon mare, 34. Ce e ieftin. Da, nu o să cumpăr prea multe de aici, că e slab aprovizionat. Mergi la cealaltă alimentară. Dana Kebab, 109. Ia, un pui. Un pui, 51. Oh, ce ieftin. Kilogramul, cred. Aici, pulpele de pui, 59. Pulpe de pui dezosate, 149. Oh, ce diferență mare. Ăla e curcan, cred. Nu înțeleg denumirile. Înghețată. Da, merg la cealaltă alimentară. Aici n-am găsit prea multe. Aici văd o alimentară ceva mai bine dotată. Oh, și băuturi alcoolice. Super. 45 de rea. Efes. 44. Ah, aici doar băuturi? Da, aici nu găsesc decât băuturi. O altă alimentară, la fel de mică. Baclava. Se iau. Baclava, baclava. Aici. Zacuscă. Suc de roșii. Uitați ce bucată mare de unt. Cașcaval. Mamă, ce bidoane mari de 5 litri cu suc, cred. Brânză. Brânza lor e ca o mozzarella. Deci cam atât. Ouă. Și pâine. Jos niște cărnați. Pachete mari cu rahat și baklava sunt foarte bune în Turcia
Și un pachet mare este 45 de lire. 45 de lire înseamnă 8-9 lei. Este incredibil. 8-9 lei una. O cutie mare de rahat sau de baclava. Foarte bune prețuri. Am ajuns la vamă între Turcia și Bulgaristan, așa zic ei, și văd că este mai aglomerat ca niciodată. De obicei treceam cam în 10-15 minute maxim, dar acum foarte aglomerat. Înăuntru n-am voie să filmez, dar poate să trec ori o imagine, două. Am ieșit din vamă după o oră și 45 de minute, incredibil de mult. Sunt 4 controle. La turci prezinți întâi pașaportul, într-o parte, în altă parte prezinți actele mașinii. Mi-a băgat talonul de 3 ori că nu reușea să bată bine. Bătea câte o cifră, câte o cifră. Tot nu ieșea, bătut de 3 ori. După aia mi-a zis autoban penalty. Autoban penalty. Cât e? 37 de lire. Fie ar ele să fie de lire, 37 de lire înseamnă, nu știu, 3 lei, 4 lei. Am plătit, iar mi-a băgat pașaportul. Iar nu reușea. Am stat, nu știu, 20 de minute doar să bage talonul. De acolo te verifică bulgarii. Superficial. Durează vreo 5 minute la pașaparte și la talon. Încă un ghișeu înaintez, încă un ghișeu la care te verifică mai bine la pașaparte, bulgarii. După ce te verifică iar la pașaparte, ajungi undeva unde îți verifică portbagajul. Țigări este? Țigări este? Nu fumezi. S-a uitat prin bagaje, totul a durat nesperat de mult. Extraordinar de mult. Nu știu, parcă îi angajează pe ăștia, e o armată acolo, numai ca să aibă și ei un salariu. Verificăm o dată pașaportul, da? Talonul. Și gata, pleacă. Uită-te și în portbagaj, dar nu de 4 ori. Vama asta este oribilă. Este ora 6. Am condus ceva. Sunt puțin obosit. Aici am ajuns la Varna, mi s-a făcut foame și m-am gândit să mănânc undeva în Varna, dar după mi-a venit ideea că cel mai bine am mâncat în Bulgaria la Alvena. Așa că o să merg din nou la acel restaurant. De aici mai am 30 de minute, 30 de kilometri din Varna și abia aștept să mănânc ceva acolo. Ultima dată ați văzut cea mai bună mâncare din Bulgaria. Am ajuns la Alvena, mai dezmărțesc și eu puțin. Dinozaurul este pe poziție, este viu încă, nu l-au mâncat căței. Ce simpatic e, închide ochii. Așa mult mi-a plăcut la Alvena ultima oră, încât chiar mi-era dor. Să vedem dacă găsim și mâncare la fel de bună. Încă sunt foarte mulți turiști, parcările pline. Nu mă așteptam. A, aici e Dinopark. Uite, te dai cu tiroliana. Să nu slăbiți, mergeți cu mașinuța electrică. 50 de metri. Ce se mișcă ăștia, ce zgomot te fac. Uite, unul iese din nou acolo. Motocicleta asta n-am văzut-o data trecută. În loc de ataș a pus un scaun de fier. Interesantă. Cred că e un BMW vechi. Uitați, are cardan și pentru ataș. Asta merge pe oriunde. Faină.
obișnuit cu mizeria de atunci. Acum mi se pare ciudat că văd pe cineva să strângă și ultimul chiștoc și uitați ce curat este pe aici. Și nu mai e balamuc ăla. Bine, te obișnuiești până la urmă, știi unde te duci. Dar prea mizerie, prea multe gunoaie, prea agitat sunt. Hotelul Flamingo. Câtă liniște, ce mult îmi place la Alvena. Și uitați pe jos. Poate vă duc zilele astea pe faleza Năvodarului. Am înțeles că pe jumătate din faleză miroase îngrozitor. Părinții mei se plimbă aproape zilnic acolo și taică mi-are o vorbă, miroase lăvănțică. Să facă și el haz de necaz. Și ceva canalizări stricate. Habar nu am. Dar pe nimeni nu interesează. Cât drum am bătut eu să mănânc aici, la Celebrita. Best pizza. Să știți că au o pizza bună. Eu am văzut că o fac la un cuptor acolo și am văzut cum o scot și cât de bine arată. Fain. Mi-a adus meniul imediat. Salate. Aperitive. Homemade trama caviar. Oh. Supe. Ia să vedem ce supă au. Sunt foarte curios. Aici ceva cu specific italian. Pizza, foarte multe feluri de pizza. Burgeri. Aici feluri principale. Asta am mâncat odată trecută, pork ribs. Și desert. Hai să vedem ce comand. Dacă am început ziua cu o supă, o ciorbă de fapt în Turcia, o să-mi iau și aici, nu știu din ce supă au. O să întreb, sper să aibă. Și o să-mi iau și o pizza capricioasă. 15 leva și cu 7, 22 de leva. Cred că beau și o bere mică. În Bulgaria ai voie să bei o bere. Și cât mai stau pe aici se duce. Din păcate ciorbe nu au, a zis că doar la prânz și le-am zis, bă, vin de departe. Pentru mine este prânzul acum. Nu se poate. Nu înțeleg chestia asta. Bă, dacă mai ai ciorbă acolo în oală, dă la om, vrea ciorbă, dă-i ciorbă. Așa că o să iau pizza capriciosa și o să mai iau încă ceva. Sigur nu o să termin tot. O să iau și la pachet chicken quesadilla and cheddar sauce. Și o bere, cam aici. A venit pizza. Arată foarte, foarte bine. Și berea. O las puțin să se răcească și abia aștept să gust. Să mănânc, de fapt. Am uitat să filmez prima gură de pizza, așa poftă mi era, senzațională.
Făcută la cuptor cu lemne, gustoasă, ciupercile sunt proaspete, șunca este bună, perfect echilibrată, o pizza bună, bună, bună. Așteptăm și felul principal, nu știu dacă să mai pot, dar o să încerc. Foarte, foarte bună pizza, pace, sănătate. Nu vine să cred încă câtă liniște este. Și uitați, numai turiști străini. În față sunt două familii, două mese cu turiști, nu știu, Vietnam, Indonezia, Filipine. Mai sus, numai familii de nemți, așa, după vorbă. Foarte multă liniște. Parcă e mai plăcut ca la Istanbul. Și curățenie. A venit și porția de chicken quesadilla cu un sos aici de guacamole. Uitați cum arată. Iar porția este enormă, enormă. Farfuria asta e, uitați un cuțit cât e cuțitul și cât este porția. Foarte bine arată. Ia să înceare la interior. Sos brânză cheddar. Și multe altele. Habar n-am, dar o să gust. Și aici? Ce e asta? Între smântână și unt. Ceva foarte cremos, mai mult spre unt. Extraordinar. Am tăiat așa o bucată între unghi. Cum se scurge. Ia să vedem și sosul, ce gust are. Extraordinar. Cu avocado, ceapă, ceapă roșie, roșie și văd și ceva sâmburi. Habar n-am de ce sunt sâmburii. Ia să punem așa puțin unt pe quesadilla și curge. Mamă, ce cremoasă este. Sper să reușesc cu mâna. Da, nu o să reușesc, dar e picant. Am dat lovitura. Cât de cremoasă, cât de bună. Bucățele de carne de pui înăuntru, dar sosul de brânză cheddar este senzațional. Iar cred că chesadilla mai bună n-am mâncat. Vă recomand să veniți aici. Senzațional. Am plecat de la restaurant. A costat în jur de 100 de lei. Ce să vă spun, mâncarea este senzațională. Șeful de sală a venit de vreo două ori să mă întrebe dacă este totul în regulă. Foarte finuț. I-am povestit că vin tocmai de la Istanbul să mănânc în Albena. I-am spus că este a doua oară când vin. Ce credeți? Mi-a adus bucătarul și am stat de vorbă cu bucătarul cam un sfert de oră. Am povestit despre rețete, i-am dat canalul meu de YouTube, a zis că se uită. Filipinezii de lângă, la fel, au zis că îi călătoresc foarte mult și că este cea mai bună mâncare din ultimul timp, cel puțin aici în Bulgaria. La fel zic și eu. Să știți că am mâncat tot. Era foame, dar nici chiar așa. N-am putut să las nimic în farfurie. Extraordinar de bun. Vă recomand acest restaurant. Dacă aveți drum prin Bulgaria. Gata, următoarea oprire. Năvodari la pisicuți. Câtă liniște și ce... Nu știu, parcă e altă planetă. Tare mult îmi place în Albena. Arcelu. Ce fai, băi? Te joci cu apa aici? Arcelu. Bună dimineața. Am ajuns acasă. Aseară
Nu am mai filmat, eram foarte obosit. Am făcut cam 11 ore pe drum, dar am stat destul de mult în vamă. Am fost și la Albena, da, a trecut timpul și v-am zis, eram foarte obosit. Am bășit în tălpi. Când a fost pe Insula Prinților, am mers în acea zi, l-am zis foarte, foarte mult și totul este un deal și o vale, adică nu este ușor de mers. Acasă toate sunt bune. Pisicii vreo doi aici, Marcei, Marcelu și cu Zoro. Ceilalți vin și pleacă. Turiștii au mai plecat, vremea s-a răcit. Sper să vină pisicii plăce înapoi. Dar ce să zic, ați văzut Istanbulul împreună cu mine. Cu bune, cu rele, așa este Istanbulul. Dacă mai merg acolo, cu siguranță, mie îmi place foarte mult la Istanbul. Ideea este să nu vă luați cazări ieftine în acea zonă, Fatih, Sultan Ahmed. Ce să zic, sub 200 de euro, hai un 150, nu luați cazări. Găsiți cazări ieftine în restul Istanbulului, dar nu ai ce să vizitezi, iar să te deplasezi cu mașina este îngrozitor acolo. Eu de asta aleg acea zonă. Deci, sfatul meu, luați cazări, citiți recenziile înainte, vedeți zona și mergeți la Istanbul. Mâncarea bună, atmosfera, ați văzut cum este, foarte simpatici. Turcii încearcă să te păcălească, nu te fură, dar încearcă să te păcălească. Trebuie să ai grijă. Ăsta este Istanbulul. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere, ne vedem mâine cu noi rețete și, nu uitați, ținem legătura.